Salutare tuturor! Astăzi vreau să fac un video despre consumul Hyundai Tucson-ului hibrid. Este vorba despre varianta full hibrid, cea de 230 de cai. Vreau să fac un video legat de consum, consumul la regim, în regim de autostradă. Asta înseamnă undeva la 130 de km la oră și o să mergem, nu știu, câteva 10 de kilometri, 20, 30 de kilometri, să ne facem așa o idee plus minus. Eu o să las și camera de bord să meargă în paralel cu filmarea bordului, ceasurilor propriu zise. O să încerc să resetez cumva drive information, după care o să luăm în considerare ce scrie pe bord. Chiar dacă de multe ori nu e chiar precis, vom încerca să ne luăm după ce scrie pe bord. Consumul este resetat de aproape 4 km. Am mers undeva în Chiajna, deci n-o să-l mai resetez, pentru că n-o să ne încurce oricum foarte mult. Să încerc să ajung la viteza de 130 la oră, după care o să setăm pilot auto-adaptiv și o să mergem așa. Nu o să mai vorbesc prea mult, așa că enjoy. Am setat pilotul automat la 130 de km la oră și o să facem o tură. Sper să mă țină filmarea de pe telefon, pentru că nu știu câtă baterie am și nu știu nici câtă memorie am la telefon. Menționat că la 130 la oră nu prea o să mergem pe baterie, ci o să mergem pe motorul clasic pe benzină. Este 1.6 turbo, așa că mă aștept să consume relativ multice. Care mă împinge de la spate, așa că o să mă dau la parte. O să-mi cer scuze pentru tuse anticipat, dar doar ce am scăpat de COVID și încă am rămas cu o tuse destul de urâtă. Care o să spună că probabil îmi place banda a doua, deocamdată nu am pe nimeni în spate, devansez mașinile de pe banda 1, așa că n-are rost să tot fac stânga-dreapta
să reduc viteza, să accelerez, să reduc, să accelerez, doar de drag de a sta pe banda 1. Domnul de Sibiu consideră că e ok să mergi cu 90 la oră pe banda a doua. Așa că eu la 130 de vansând nu văd ce reguli încalc. Văd că omul n-are de gând să-și facă să se bage pe banda 1 și vrea să meargă probabil până la Sibiu cu 90-100 la oră, ceea ce pe banda a doua nu-i foarte ok. Mai nou au înțeles că se dau amenzi și dacă conduci agresiv și dacă dai flash-uri și dacă faci diverse chestii, dar aoleu, Doamne, îmi pare rău, dar n-am ce face. Dar avem onoarea. Super. Vă foarte mulțumesc. Nici nu știu sincer cât o să mergem așa, pentru că nu am un traseu n-am un traseu anume minte, am ieșit un pic pe autostradă și o să ne întoarcem la un moment dat, dar nu știu exact când. Am ceva timp liber, așa că mă mai învârt un pic pe aici. Aproximativ 10 km, 10-11 km. Am trecut de ieșirea spre Bolintin Deal, așa că probabil la următoarea ieșire vom întoarce. Și o să încerc să merg și cu adevărat la consum, să vedem efectiv cât de puțin poate consuma pe autostradă. Asta înseamnă că voi merge la 100 la oră, viteză la care ne va ajuta și motorul electric. Deoarece, cum vă spuneam la începutul clipului, motorul electric nu funcționează la o viteză mai mare de 100 la oră, 100-110. Cam asta am observat eu. Deci dacă mergi cu viteza asta, 130 la oră, nu te va ajuta motorul electric sub nicio formă. Asta înseamnă că va consuma puțin mai mult. Nu e de speriat. Momentan avem un consum de 8.8, ceea ce pentru un SUV 4x4 cu motorizare 1.6 turbo, zic eu că e de bun simț, părerea mea. Adică nu e diesel totuși, e un benzinar turbo de vreo 1.600-1.700 de kilograme, dacă nu mă înșel. Oricum, dacă o să vă placă genul ăsta de clipuri, pe viitor voi încerca să fac rost de un GoPro și să filmez drive point of view. Să vedeți ca și cum ați conduce voi mașina. Acum folosesc pilotul auto-adaptiv. Pilotul auto-adaptiv își setează singur viteza. Dacă viteza cu care mă deplasez eu este mai mare decât cea a mașinii de care mă apropii, pilotul autoadaptiv își încetinește singur viteza ca să nu intri în cel din față. Ține-o și ai menține o anumită distanță față de cel din fața ta. Practic reduce, ca să fiu mai clar, reduce viteza și menține o viteză cât mai față de cel din fața ta. Mă cam bâlbuie un pic, dar
E primul video de genul ăsta, așa că o să vă rog să nu mă jurați foarte tare. Am făcut 21 de kilometri cu un consum mediu de 8.8. O să încerc să întorc la următoarea ieșire și o să mergem mai încet, o să mergem la consum. Ne place nouă românilor să mergem la consum. Mai ales de când e 7 lei litru de benzină. Cred că o să o las mai încet și o să ieșim la aici. O să întoarcem aici. O să opresc după ce întoarcem, resetez consumul și o să revin cu o parte a doua a videoului pentru consumul redus. Deci am parcurs undeva la 20 de kilometri, să zicem, și am consumat 8,8 litri la sută. Asta e consumul mediu pe care ni-l afișează computerul de bord, bineînțeles. Nu știu dacă aici se poate întoarce. Cred că se poate întoarce. Așa că o să mergem mai în față. Să vă spun despre mașinuță este că e destul de confortabilă la mers la drum lung. Are scaune cu susținere laterală, ceea ce îți oferă o poziție foarte ok la volan. Față de multe alte mașini, nu am probleme cu dureri de spate sau alte chestii de genul. Ce nu-mi place este faptul că eu bat un pic vântul în ea, nu știu cum să mă exprim. Dar se aude ca și cum se aude vântul foarte puternic, pe scurt. Că nici domnul cu Duster nu vrea să ne lase să depășim, ba da. Să fim un pic atenți aici că e posibil să ni se bage camioane în față, pentru că este semnalat un drum în loc. Dar e ok, oamenii sunt ok. Da, deci cam ăsta e plus minus consumul, din ce observ cam ăsta e, nu s-a schimbat, chiar dacă am avut câteva decelerări, câteva accelerări,
consumul a rămas același 8-8. O să întoarcem și o să mergem mai încet, o să mergem în regim de, nu știu, 100 de km la oră, cum probabil că e consumul optim și vom încerca să vedem cam ce consum obținem pe aceeași distanță, bineînțeles. Sta să editez clipul video sau audio, așa că să vă rog să nu mă înjurați foarte tare pentru eventuale bâlbe sau explicații greșite. Aici vom putea întoarce. Și o doamnă care vrea să se sinucidă și nu știe cum. Ok, voi opri aici ca să resetez consumul. V-am zăpăcit un pic cu chestia asta pe care am comis-o acum. Vă rog să mă scuzați. Și încheie aici prima parte a clipului. Revin cu a doua parte în care vă promiteam că o să merg la consum. Da.